Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineață la rampa de gunoi a municipiului Arad. Flăcările s-au extins pe aproape 3000 de metri pătrați. Fumul dens a putut fi observat de la câțiva kilometri distanță. Inițial, administratorii gropii au crezut că incendiul a pornit de la vegetația uscată din jur. Însă, la fața locului, pompierii au văzut că arde chiar rampa de gunoi. Au intervenit în forță cu două autospeciale de stingere cu apă și cu spumă. Firma care administrează groapa de gunoi a trimis și ea buldoexcavatoare excavatoare și camioane cu pământ. Reprezentanții ISU Arad au estimat că focul va fi stins complet complet peste câteva zile. Avem șase pompieri care încă acționează în teren cu două autospeciale, ar mai fi 500 de metri bătrați de suprafață care trebuie acoperită, se lucrează, dar se lucrează în puțin cam încet și cu dificultate, pentru că fiecare suprafață de foc ar trebui acoperită cu pământ, ca ea să nu se mai reaprindă. Atunci ai noștri încep și sting, în urma lor vin buldo-excavatoarele cu pământ și le astupă toate. Comisia de anchetă va putea stabili cauza incendiului doar după stingerea totală a focului. Rampa ecologică ce aparține firmei ASA Ecologic SRL a fost inaugurată în 2003 după o investiție de 2,3 milioane de euro și este printre primele din țară care respectă standardele internaționale de protecție a mediului.